Elevii sălăjeni continuă seria premiilor obținute la Olimpiadele și concursurile naționale, competiții care se desfășoară și pe parcursul lunii mai. Coordonat de profesoara Ioana Tuduce, echipajul alcătuit din elevele Colegiului Național Silvania Zalău, Șamșodan Luisa, Vedinaș Adelina, clasa 10-I și Țârlea Daria, clasa 9-C, a participat la etapa națională a concursului Cultura și Civilizație în România, concurs ce a avut loc la Râmnicu Vâlcea în perioada 13-15 mai 2017. Portofoliul cu tema Reînvierea habei tradiționale, Danțul la șură, însoțit de proiectul de conservare a obiceiului prezentat, a fost apreciat de juriul de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale, echipajul obținând premiul al doilea. Concursul Cultura și Civilizație în România are ca scop major promovarea specificului local prin tradiții și obiceiuri susținute de tineri care sunt reprezentanții tuturor județelor țării. Echipajul sălăjan a fost însoțit la Râmnicu Vâlcea de profesoara Ciupe Anca de la Școala Gimnazială numărul 1 Agrij.